cea de mare la TNA de final de an, devenită tradițional cu președintele clubului, domnul Gheorghe Chivorchean. Și ca să câștigăm timp, îl rog să înceapă. Îi dau cuvântul, vă rog, domnul președinte. Mulțumesc. Suntem la un final de an și, așa cum ne-am obișnuit, vreau ca împreună să putem trece în revistă ceea ce s-a întâmplat într-un an de zile în club, cu plusuri, cu minusuri, cu gânduri pentru viitor, pentru că am spus de fiecare dată, chiar dacă ne-am mai supărat, chiar dacă unii dintre noi am folosit un ton mai mult sau mai puțin plăcut, din punctul meu de vedere, faptul că dumneavoastră existați, faptul că activitatea clubului este scoasă în evidență zi de zi, săptămână de săptămână, este un lucru foarte important. De fapt, din punctul meu de vedere, activitatea noastră, dacă n-ar fi evidențiată de către dumneavoastră, practic nimeni n-ar ști că existăm, nimeni n-ar ști ce facem, și așa mai departe. Cred că anul ăsta am realizat lucruri bune. Lucruri bune în sensul că am avut o continuitate în ceea ce înseamnă participarea în cupe europene. Era foarte important și este foarte important din punctul meu de vedere ca noi ca și club, an de an, să putem să venim în Europa. Din păcate, sorții ne-au scos în vară una din cele mai puternice echipe din punct de vedere financiar, în mod special, dar și fotbalistic. Din datele care le am, dumneavoastră m-ați putea contrazice, cred că cel mai puternic club din Europa ca și forță financiară. Un club care în vară, în perioada de transfer, a investit aproape 120 milioane de euro și căruia din păcate n-am putut să-i facem fotbalistii față la Timișoara. Această participare în Europa înseamnă căpătare de experiență pentru toată lumea, începând cu jucătorii și terminând cu noi cei din club, pentru că poți acolo unde te duci să vezi la ce nivel se află echipele respective, nu numai din punct de vedere al jocului, ci și organizatorii. Am avut în prima parte a campionatului o evoluție bună, nu foarte bună. Când spun bună, mă refer la faptul că n-am pierdut în această prima parte a campionatului, în cele 18 etape. Este un lucru deținut în seamă și de vis-a-vis de palmares. Însă poate greșesc, poate fac o afirmație nelalocuită, dar mie îmi place să spun că mi-a fi convenit ca din cele 9 rezultate de egalitate să fi avut 5 victorii și 4 înfrângeri. Pentru că în această situație practică am ar fi avut puncte mult mai multe. Dar cum este un lucru pentru palmares, un lucru care în același timp, faptul că n-am pierdut, le-a dat încrederea jucătorilor în posibilitățile, în calitățile proprii, le-a dat posibilitatea să creadă fiecare dintre ei în calitatea colegului de lângă ei. Și cred că în această iarnă, cu o pregătire foarte bună, o pregătire foarte, foarte atentă, vom reuși ca
jocurile de egalitate să le transformăm în, în victorie. O serie din jucătorii noștri au fost convocați la echipele naționale. Când spun echipele naționale, mă refer la prima reprezentativă și la selecționatele de junior. A fost Zorua de Pantilimon, Alexa Zicu, Coza, care a fost, a mai plecat, dar a participat și la campionatul mondial, și Nicolic, care este și capitanul echipei de tineret a Muntenegru. Sunt jucători care, atunci când au fost convocați, din punctul meu de vedere, și vorbesc în mod special de prima reprezentativă, cred că s-au descurcat ca și calificativ de la satisfăcător la foarte bine. Și în același timp am convingerea că și alți jucători din clubul nostru, mă refer la prima reprezentativă, și mă gândesc de ce nu, pentru că ne lipsește în această piramidă, ne lipsesc jucătorii care să fie convocați la echipele de tineret, jucători care la echipa de tineret a României, jucători sau echipe de tineret care anul trecut, anii din urmă aveau în componență foarte mulți jucători de-ai noștri, parte care sunt și acum în lot, parte care au și plecat. Mă refer la Luchin, mă refer la Scutaru și cei care au plecat, Torje, la Tovlevici. Și cred că aceasta este una din problemele care trebuie să ne preocupe, ca și ceea ce creștem în club, în club, la nivel de copii și juniori, să poată să facă, sau acești copii care astăzi sunt componența al echipelor naționale de juniori, în viitorul nu prea îndepărtat să fie și componența echipei de tineret. În vară, vis-a-vis de obiectivele pe care le-am propus, am achiziționat și o parte din jucători, mă refer la Zicu, Tameș, Nicolici, ulterior Richeț, Rocea și Craici. Achiziții care, din punctul nostru de vedere, cred că au fost benefice. Parte din jucători s-au integrat foarte rapid în angrenajul echipei, iar parte dintre ei s-au implicat pe parcurs. Din păcate, Tameș a suferit o accidentare și care l-a ținut o perioadă mai îndepărtată de lot, de echipă, și după care, revenind, a existat o perioadă de timp ca Iulica să-și intre în ritmul pe care l-așteptam cu toții de la el. În vară am adus și un antrenor, spunem noi, titrat. Antrenor cu care am avut un parcurs bun. Antrenor care, împreună cu, eu știu, colegul lui, Vladimir Petrovici, care împreună cu secundul, datorită, eu știu, prestația avută la noi în club, a făcut interesul celor de la Naționala Serbiei și antrenori care au și fost transferați. Iată că se pot face și astfel de lucruri. Antrenori care, atunci când sunt solicitați la echipele reprezentative, pe noi ca și club, ne bucur că aceștia sunt transferați din cadrul clubului nostru. Am numit un trio de antrenori care au crescut în club, mă refer la Cosmin Contra, Vali Vergea și Iosif Rotariu. Antrenori care au avut evoluții bune, care au știut să transmită din ceea ce s-au înșușit ei ca și parte teoretică, iar nu mai vorbim de Cosmin, și parte practică, pentru că Cosmin a fost, la un moment dat, a și jucat, care au reușit să le insufle colegilor acea dorință de victorie, acea răutate și tenacitate în sensul bun al cuvântului. Și antrenori cu care, repet, am
parcurs finalul primei părți a campionatului fără înfrângere. Vorbeam de selecție la echipele naționale și aș vrea, prin intermediul dumneavoastră, să le reamintesc și celor care probabil nu au timp să aprecie mai mult la ce se întâmplă în centrul de copii și juniori al Poli, pentru că încă suntem tineri, încă suntem ca și construcție. Încă mai avem foarte multe lucruri de pus la punct. Însă astăzi, în centrul de copii și juniori ai lui Poli, sunt convocați la echipele naționale de juniori copiii Genaldea, Teodorov, Vilie, Rotariu, Dubei, Daruială, Constantinescu, Artean, Vântură, Pleșcan, Fuchs. A mai fost convocat Dubei, dar a suferit o dublă operație menisc și ligamente și cred că atunci când se va reface va fi unul din jucătorii care vor face în continuare obiectul să fie selecționat la echipa națională Under 92. Deci sunt copii care cu care ne mândrim, sunt copii crescuți în cadrul clubului, pe lângă ei sunt și alți copii talentați. Și credem că, vis-a-vis de colegilor care au fost convocați la echipa națională și vor face efortul să poată să-i determine pe selecționări să fie convocați. Parte din copiii crescuți la noi în centru au fost împregătiți cu prima echipă. Fuchs deja a și debutat destul de timid, pentru că la 17 ani și jumătate, destul de timid la prima echipă. Dobriceanu, Jitaru, Dudaș, Zavruschi sunt jucători care sunt foarte aproape, de ce nu, de a se impune până evoluția lor și de a-l determina pe antrenor să chiar să și titularizeze. Dacă e să vorbim de centru de copii și juniori, mi-aș permite să vă rețin un pic atenția, pentru că, repet, poate puțină lume știe ce se întâmplă la acest centru de copii și juniori și poate și faptul că noi n-am avut o transparență totală, poate am greșit necomunicând mult mai des cu dumneavoastră, pentru, repet, a informa pe cei care iubesc clubul și care eu cred că la Poli se vine numai de dragul de a se veni, la Poli se vine numai de dragul de a bate o minge și a pleca acasă. Nu, clubul are 11 grupe de copii, are 9 antrenori cu licență A și B, preparator fizic, antrenor cu portari, medic și asistent medical. Preparatorul fizic lucrează cu aceste grupe de copii, programe de dezvoltare fizică adecvat fiecărei vârste. Deci nu lucrăm după orechi. Fiecare copil are o fișă medicală în care sunt trecute absolut toate datele legate de dezvoltarea lui. Avem metodist care întocmește programe de pregătire a acestor grupe de copii și juniori. Suntem înscriși la nivel de juniori A și B cu 4 echipe. 2 juniori A, 2 juniori B. Am înscris grupa de 93 la nivel de junior A, deși această grupă este mai mică cu un an decât ar fi fost normal. Această grupă am și transferat-o temporar, pentru a putea să o înscrim în astfel de competiție și joacă pentru Poli 2002. Această grupă astăzi se află pe locul 1, în condițiile în care aș vrea să rețineți că eu, ca și conducător al clubului, nu pun preț pe rezultate la nivel de copii și juniori.
rezultatele la nivel de copii și juniori sunt atunci când acești copii de la aceste grupe sunt promovați către prima echipă. Am dat această grupă la acest nivel ca să... Și la fel am procedat și cu grupa care livrează pentru poli, grupa de 92, să încercăm să le oferim un număr cât mai mare de jocuri la acești copii. Să încercăm ca pe acești copii să-i maturizăm un pic mai rapid decât ar fi normal. Și aș vrea să rețineți că ideea nu mi-a aparține mie, această idee am preluat-o de la școli cu fotbal avansat în Europa. Mă refer în mod special la școala Ajax și parțial la școala franceză. Acești copii, pe lângă antrenorii pregătiți, pe lângă medici și ce vă spuneam mai înainte, preparator fizic, mai beneficiază de terenul de antrenament și terenul pentru a participa în competiții, echipament pentru competiții, cantonamente de pregătire, control medical periodic, e foarte important să știm starea de sănătate a acestor copii, medicamentație și tratament cu jucătorii care suferă anumite leziuni. Vă spuneam înainte, vis-a-vis de Dubei, va trebui să trimitem la Târgu Mureș și am înțeles că este o clinică recuperatorie destul de bună, chiar foarte bună. Și alții, dacă, din punctul meu de vedere, mi-aș dori să nu uitim la astfel de clinici, mi-aș dori să fie sănătos. Acești copii beneficiază de programe de vitaminizare. 40 dintre ei beneficiază de alimentație, 2 mese pe zi. 50 dintre ei au contracte și în baza acestor contracte primesc sume de bani lunare. La copii între 7 și 14 ani, pentru că între 7 și 14 ani vin foarte, foarte mulți copii și cei care lucrează în cadrul acestui centru trebuie să mi selecteze foarte bine, că după aia, după ce mi-ai prezintă la grupe, se poate să ia antrenorii pregătiți pe grupe de vârstă și mi-ai ducă mai departe. Acești antrenori la centru de copii juniori, un antrenor are un ciclu de pregătire de la vârsta de 10 ani, numai de 2 ani. Un antrenor pregătește o grupă 2 ani de zile, pe care predă la antrenorul următor și așa mai departe. Ultimii 2 ani se lucrează regii de seniori. Spuneam că am inspirat de la școli avansate, la astfel de nivel. Și una din, când am luat această decizie plângă altele, a plecat de la faptul că la un moment dat între copii și antrenori apare acea relație mamoasă, acea relație de... Nu-i mai aveți anumite greșeli, anumite deficiențe la jucător X sau Y. Și atunci risc acest copil să nu mai se dezvolte normal sau așa cum credem. Mai sunt și altfel de relații care cred că, sau au fost, aș vrea să cred că au fost și altfel de relații pe care eu sunt nicio formă nu le agrez și nu le tolerez în club. Deci spuneam că între 7 și 14 ani acești copii le oferim condiții de antrenament, teren, echipament de joc, transport, participare în competiții oficiale. De la 14 ani oferim în plus contractele, vitaminizarea, masă și cantonament. Deci până la vârstă, între 7 și 14 ani, o parte din cheltuieli foarte puțin suportă părinții. De la 14 ani, absolut toate cheltuielile suportă clubul. Spuneam că nu toate lucrurile au fost frumoase în club. Și din punctul meu de vedere, ce n-am reușit să realizăm? N-am reușit să cucerim un trofeu. A fost probleme financiare foarte, foarte grele. Și n-au reușit să le stabilizăm.
Și poate lucrul ăsta a creat un pic de disconfort, chiar instabilitate la nivel de club și la nivel de prima echipă. Important că, din punctul de vedere că jucătorii, mare parte, au înțeles acest lucru. Important ca, și aș vrea să cred că urma dialogului care l-am purtat cu ei înainte de a pleca în vacanță. Deci, înainte de a pleca în vacanță, le-am promis că o parte din bani pe care trebuie să-i primească și e munca lor și meritul lor, vor fi alocați până în jurul datei de 23-24 decembrie. Iar până cel târziu, în jurul datei de 27-28 ianuarie, clubul va veni cu absolut, inclusiv luna decembrie, cu absolut tot ce înseamnă datorii achitate la ei, ca să putem începe partea a doua a campionatului în forță. Avem numai 16 etape, avem 16 finale. Și n-aș vrea ca sub o formă sau alta ei să ne poată reproșa că n-au putut să-și îndeplinească, eu știu, anumite cerințe ale antrenorului și ale clubului din această cauză. Din păcate, și numărul de spectatori a fost în scădere și cred că de parte de vină o purtăm noi, clubul, și va trebui ca să găsim toate resursele necesare să putem să readucem publicul la stadion și să-l aducem în număr cât mai mare. Partea de marketing a clubului a suferit, este tot una din părțile negative care ne le asumăm. A suferit pentru că n-am avut acasă palmares, n-am avut acasă culori, n-am avut acasă istoric și atunci ne-a fost foarte greu să putem să dezvoltăm marketing așa cum ne așteptăm noi, așa cum l-așteptați dumneavoastră și așa cum așteaptă și suporterii noștri. A fost și în această perioadă, și trebuie să o trecem la lucruri negative, și destul de dese schimbări de antrenori. Faptul că Neruțu Sabău n-a mai dorit să continue cu noi a fost opțiunea lui și vă dați seama că nici n-a putut să-i cere mai mult. Faptul că lui domnul Petrovici i-a venit acea ofertă de a prelua Naționala Serbiei, la fel nu te puteai opune. Și faptul că atunci când lucrezi într-un club și într-un club profesionist, trebuie să înțelegi că există o ierarhie, că există un patron, că există o conducere, căreia dacă ai ceva să-i reproșezi, ai N modalități în care să poți să-i spui, să-l privești în față celor care ai de spus ceva, fără să apeleze la sprijinul dumneavoastră. Eu am fost criticat pentru faptul că am optat pentru numirea lui Cosmin Contra ca și împreună cu Vecea, ca și continuator a ceea ce a început să Petrovici. Vreau să credeți că în decursul celor 22 de ani am avut contact cu diverse antrenori, mă refer ca și conducător, am avut contact cu diverse antrenori. Și nu cred că m-am înșelat atunci când l-am nominalizat pe Cosmin Contra. Și aș vrea ca cel care să mă contrazică să fie Cosmin, în faptul că dacă va urma o școală de antrenor, pe lângă ce a acumulat el ca și experiență, la un moment dat va putea reveni în club
și să poată să transmită elevilor pe care aveam sub ordine ceea de pe ce a acumulat ca și jucător, a fost mare jucător și ca și antrenor și de ce nu clubul Poli cu el la timonă să poată să joace în Champions League an de an. Vreau să vă spun că acțiunile clubului făcute în până acum și în viitor ar fi faptul că demersurile făcute de cursul aproape 5 ani de zile în ceea ce înseamnă readucerea Palmaresului și istoricul acasă s-au dovedit a fi fructuoase. Astăzi ne putem numi din nou Poli. Un lucru foarte important pentru noi, pentru toți. Și ne pregătim să sărbătorim cei 90 de ani sub denumirea de Poli. 90 de ani care înseamnă enorm, care înseamnă pentru cei care ne aflăm acum în cadrul clubului sau cei care suntem în cadrul clubului trebuie să privim cu respect pentru ceea ce a însemnat cei dinaintea noastră în club. Obiectivul echipei, ferește, știm cu toții, este participarea într-o cupă europeană. Și aș vrea să cred că atunci când am afirmat că singur la mine în familie care nu are titlu sunt eu, va prinde viața în vară. Adică aș vrea în vară să putem spune că Poli poate să joace în Champions League. Suntem primul club din România care am publicat un oficial un bilanț pentru o perioadă de 3 ani de zile. Pe unii au surprins și pe unii nici acum nu înțeleg de ce am făcut lucrul ăsta. Am făcut lucrul ăsta pentru că așa am considerat necesar să existe transparență. Să știe ce s-a întâmplat în club, să nu mai fie discuții pe la corturi și inutile vis-a-vis de eu știu ce s-a făcut cu banii, cum s-au cheltuit banii, cum s-au dus banii și așa mai departe. Și pentru ce înseamnă viitorul clubul, ținând cont de acea cotare la bursă. Din punctul meu de vedere, relația cu autoritățile locale, chiar dacă uneori am mai șchiopătat, dar cred că a fost bun. A fost bună și chiar pot să cred și pot să afirm că chiar foarte bună, în condițiile în care știm cu toții și dumneavoastră și noi suntem cei care simțim pentru că trăim aici și dumneavoastră se confruntă cu foarte, foarte multe probleme și dumneavoastră încearcă să-și aseze aceste bugete și din ceea ce au ca și sume de bani, să poată să ne aloce și nouă, ca împreună să putem să ne îndeplinim obiectivele. Am avut o prezență destul de bună, cred eu, în cadrul comunității și în acest sens meritul în mod special îi revine colegului meu, Dani Stanciu, în toate acele acțiuni de calitate în școli și în diverse locuri în care am simțit că e nevoie să ne facem și noi prezență. Pe viitor ne dorim să sporim astfel de acțiuni, dorim să fim alături de cei care într-adevăr au nevoie de o vorbă bună, de o încurajare și de alte lucruri care se poată să, de care simt nevoie. Vom încerca și să perfectăm și să
acest lucru l-a realizat prietenul meu și a dumneavoastră Levi, cu schimbarea radicală a site-ului clubului. Dar întotdeauna e loc de mai bine, nu Levi? La mine singur. Și repet, acest lucru ne-a putea să ne-a detenat să putem fi într-un contact permanent cu toți cei care vezi clubul și culoarea albă-violetă. Suntem la un final de an și aș vrea să spun că nu m-au deranjat și nu vă mai deranja, nu vor deranja, eu știu, criticile pe care le primesc de la dumneavoastră, pentru că sunt și eu un om și sunt convins că greșesc, da, sunt perfectibil. De multe ori nu-mi convine ceea ce scrieți, dar în aceste articole sunt pline de adevăr, n-ai cum să nu le contești, n-ai cum să nu te apreci asupra la ceea ce ai fost atenționat și să nu încerci să le corijezi. Eu vă mulțumesc pentru că, repet, nu asta mă puteți ține în priză. Poate mă supăr pe un moment, dar după aia îmi trece, nu-mi revin și, repet, încerc din ceea ce dumneavoastră mă atenționați să întreb și să pun în practic. Suntem în preajma sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, aș vrea să mulțumesc colegilor dumneavoastră și trusturilor de presă pentru modul cum am colaborat. Să vă doresc dumneavoastră personal și familia noastră sănătate, un an plin de realizări și tot ce vă doriți atât de ce dragi. La mulți ani tuturor! Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru relația pe care am avut-o în acest